Gata, începe vlogmasul. Nici nu știți că am așteptat în acest an să fac vlogmasul. Și am o grămadă de motive și nu mai vreau să vă spun de ce, pentru că vreau să fiu pe acel mod, gata, tot ce e trist, tot ce e deranjant s-a dus. Da, știu că suntem încă în pandemie și nu pot să fiu inconștientă pe acest subiect și să vă spun, vai, Crăciunul e minunat, așa, pentru că știu că mulți dintre noi trec acum prin momente nu foarte ușoare. Dar cu toate astea, oameni buni, e o perioadă când hai să încercăm să găsim în fiecare lucru cât de cât ceva bun, cât de puțin. Mi-aduc aminte la un moment dat de un specialist la care am apelat atunci când nu eram în cea mai bună forma mea și îmi spunea așa: dacă poți respira, e bine, înseamnă că o să poți să și mănânci. Dacă o să poți să, sau o să poți să bei apă, dacă o să bei apă, înseamnă că o să poți să și mănânci. Dacă o să poți să bei apă și să și mănânci, înseamnă că o să ai și suficientă forță să te miști, să-ți vezi de viață. Și iată deja câteva motive pentru care să ai să-ți găsești sursele de bucurie. Intenționasem eu să las chestia asta aici, dar nu prea îmi place cum se vede, se mișcă destul de obositor așa. Așa că am să opresc. Și anul trecut vlogmas, e adevărat, un vlogmas într-o cu totul altă formă, pentru că nu eram în cea mai bună perioadă din viața mea. Ideea este așa, și anul trecut la un moment dat îmi spuneam, nu, gata, mă opresc și nu o să mai fac absolut nimic. Și am zis nu, pentru că indiferent prin ce treci, trebuie să-ți găsești întotdeauna, mai ales într-o perioadă de asta în care vine așa un val de energie bună de peste tot, să-l primești. Știți că se spune că sunt și oameni care nu știu să primească. Ei, nu ar fi bine să ne numărăm printre aceia, nu? E bine, e foarte frumos să dăruiești, dar este foarte frumos să știi și să primești. Bun. Și în acest așa mood foarte crăciunistico, optimistico, vesel, declar deschis vlogmasul pe canalul Beauty Barometer. Nu o să mă țin zi de zi, deși chiar înainte să încep pe vlogmasul, fiul meu îmi spunea: mami, n-ai putea și tu să faci clip în fiecare zi? Uite, sunt fete care fac în fiecare zi o să facă câte un clip. Eu zic, da, ar fi minunat, numai că, ce zici, lucrezi tu locul meu? Faci tu curat, te ocupi de casă? Și a zis, nu, așa că nu știu. Da, visul meu este să pot să fac și eu câte un clip în fiecare zi pe toată luna decembrie sau măcar până la Crăciun. Dar măcar la 2-3 zile vă promit un clip așa, ca să rămânem în seria de vlogmas. Hai să începem cu începutul. Și o să încep cu o chestie foarte frumoasă care mi s-a întâmplat recent, și anume am reușit în sfârșit să fac acea călătorie la Paris pe care mi-am tot planificat-o în ultimii ani. Dintre toate orașele pe care le-am vizitat eu și dintre toate locurile pe care le-am vizitat din lumea asta, e drept că nu sunt o persoană care să fi vizitat extraordinar de multe locuri. Am călătorit ceva prin Europa, adică am văzut în Austria, adică am văzut Viena, am văzut Budapesta, am văzut Praga, München, Frankfurt, Milano, Paris și așa mai departe. Am ajuns și la New York. N-am fost niciodată fana călătoriilor spre Orient. Nu sunt absolut deloc atrasă de tot ce înseamnă Dubai, Istanbul. Nu rezonez cu genul acesta de locații, genul acesta de locuri. Locații, apropo, locație este un termen greșit. Noi îl folosim în mod greșit. Locația înseamnă practic chiria unui loc. Așa. Am fost întotdeauna atrasă foarte mult de bătrâna Europa, de bătrânul continent și în special de Europa Occidentală, pe care o consider extrem de ofertantă la capitolul călătorii. Așa că nu... am fost și în Spania. Bine, n-am dorințe de Africa, n-am dorințe de Asia, am ceva ușor dorințe de Japonia, dar... trebuie să mă obișnuiesc cu ideea de a fi totuși 8, 9 sau chiar 10 ore într-un avion și nu știu, cred că asta este prea mult. Dar așa s-a încheiat în noiembrie pentru mine, cu o călătorie la Paris pe care v-am spus, mi-am planificat-o de mult. Eu aveam o perioadă când mergeam fiecare an la Paris, îmi plăcea foarte mult ideea asta de a vedea acest oraș, care pe mine mă inspiră foarte mult. Știu că chestia asta, vai, mă inspiră foarte mult, sună așa foarte Instagram-isie, dar pe mine chiar mă inspiră. Adică eu când mă duc acolo, efectiv, simt că parcă
mă alimentez așa de undeva, parcă creierul așa dintr-o dată își dă un reset și se întâmplă niște lucruri. E ca o, dacă vreți, ca o baie așa spirituală pentru creier, adică simți așa că parcă treci printr-o, eu cel puțin simt așa că trec parcă printr-o și o purificare și o relansare, adică încep să văd lucruri, încep să am, să-mi vină idei, încep să fiu mai optimistă. Pe mine orașul acela mă inspiră foarte mult, nu știu să vă spun de ce, rezonez foarte mult cu el, mi-aduc aminte prima dată când l-am văzut în 1995, pentru mine a fost un șoc cultural. La propriu, gândiți-vă că eram la 6 ani după Revoluție, aveam 18-19 ani, iar să văd Parisul în acel moment, pentru mine a fost un șoc foarte bun. Adică din acel moment eu am știut că vreau să mă desprind de tot ceea ce înseamnă tuzitate, închidere, preocupare pentru lucrurile astea neimportante. Și de atunci am știut că vreau să ies din acest tipar oarecum impus de o societate destul de bătută în cap, hai să o zicem, pentru că comunismul pe noi ne-a dat foarte mult înapoi și nici nu prea am vrut să evoluăm, pentru că mă uit astăzi la București, m-am uitat acum câteva zile la atmosfera din Paris și noi încă ne scăldăm cu picioarele în comunism, dar visăm că suntem occidentali și civilizați doar prin prisma faptului că ne permitem o mașină mai scumpă sau că mâncăm la fast food sau ne cumpărăm de la mall. Nu, nu, asta înseamnă civilizația, asta pot să vă confirm de foarte multă vreme. Ei, călătoria asta la Paris, așa cum am spus, am mai avut așa odată o planificare, dar asta a fost undeva înainte de pandemie, după aia zbucni chestia asta și numai de Paris, nu era momentul atunci de mers când încă existau atâtea incertitudini, nici acum nu am plecat foarte liniștită, pentru că nu știam ce se poate întâmpla, plus că urmăream de la zi la zi toate condițiile astea de călătorie care se schimbau, ba în unele țări nu știu cu ce se intra, ba în unele țări nu știu ce se mai întâmpla. A fost după aia lockdown-ul anunțat la Viena, în Austria, în fine, care m-a speriat, zic, Doamne, poate apucă și pe francezi, acum zic, Doamne, iartă-mă, ce fac. Dar totul a fost până la urmă spre bine. Biletele de avion deja le rezervasem din septembrie, făcusem și o asigurare ca în cazul în care se întâmplă ceva să pot să le returnez și pentru că am mai avut așa o călătorie planificată, de fapt tot așa cu bilete cumpărate chiar la începutul pandemiei și le-am anulat la ăștia cum se cheamă, Austrian Airlines și nu ne-am mai primit bani înapoi. Da, așa că n-am mai vrut acum să mă risc. Așa ca să vă dau detalii, pentru că am făcut un articol pe blog așa un pic mai legat de sentiment și de suflet, care nu v-am dat așa poate foarte multe detalii, care nu știu, poate să fie de ajutor celor care își plănuiesc o călătorie la Paris, să zicem, în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Eu nu sunt adepta low cost-ului, nu mi-a plăcut niciodată să zbor. Am zburat, fiind nevoită de împrejurări, am zburat cu companii low cost de câteva ori, dar nu îmi place, nu-mi place atmosfera, nu îmi place stilul de coadă, nu îmi place că întotdeauna, dacă e să se întâmple vreo întârziere sau ceva, vreo problemă, avioanele de low cost de obicei să rămân la coadă. Și o să spun și pe aia dreaptă, nu îmi place nici întotdeauna mixul de populație care se face în avion. Îmi pare foarte rău să spun, dar noi încă nu avem simțul ăsta de a călători și de a respecta faptul că suntem într-un spațiu destul de închis și destul de limitat, cum este avionul, unde nu ne permitem să ne scoatem sandwich-ul cu parizer sau să vorbim tare, să audă toată lumea cât câștigă Cutărescu că muncește la nu știu unde sau cum și-a bătut joc de patronul din Anglia sau din Spania unde lucra și așa mai departe sau cum a divorțat sau cum așa, chiar nu mă interesează genul ăsta discuții și din păcate cam asta se întâmplă în avion low cost. Știu că nu este o chestie generală, Doamne ferește, nu știu și oameni care călătoresc cu low cost sau mi s-a întâmplat și mie odată să merg într-o cursă low cost și să fie absolut tot ok, dar nu sunt adepta low cost-ului, în niciun caz. De-aia întotdeauna când am călătorit cu avionul, îmi rezerv cu 2-3 luni înainte, astfel încât să pot beneficia de un preț bun. Asta e. De data asta, de exemplu, am luat bilete la Tarom. De obicei, când plecam în Franța, aveam bafta să prind și cu Air France niște prețuri foarte bune. Acum, pur și simplu, așa a fost contextul, am luat cu Tarom. Biletele au fost undeva
Am plecat împreună cu copilul meu și cu Coco, băiatul care face părul și prietenul meu. Dar mă bucur că am în sfârșit o persoană pe care să o numesc prieten în adevăratul sens al cuvântului. Coco, te salut și te îmbrățișez încă o dată. Și mulțumesc că m-ai suportat pe cele 4 zile la Paris și nu numai. Da, o să dezvolt subiectul ăsta și un pic mai încolo. Nu mi-ar fi plăcut să plec singură, nu sunt adepta călătorilor singură, nu mi-a plăcut niciodată, nici în România să călătoresc singură, dar aminte în afara țării. Așa, biletele ne-au ajuns cam la 10 milioane de persoane dus întors, ceea ce mie mi s-a părut super decent, adică 10 milioane dus întors cu taromul, cu bagaj la cală, cu tot ce trebuie, adică nu mi s-a părut o investiție îngrozitoare. Hotelul, eu prefer totdeauna când plec în orașele astea mari ale lumii să stau cât mai aproape de centru ca să petrec cât mai puțin timp cu metro, cu taxi, nu știu ce, adică să pot să mă deplasez cât mai mult pe jos. Încă de prin 2006-2007 am descoperit o zonă din Paris unde îmi place foarte mult. Stau foarte aproape de, foarte aproape de turnul Eiffel. Hotelul Kensington la care am stat noi este practic la 200-300 de metri de turnul Eiffel, adică mai traversat îl vezi, ai ajuns, adică da, ala e. Dar este un hotel modest, este un hotel de 2 stele la care nu investiția nu este foarte mare. Ca să vă dau așa o chestie, o idee ca să vă faceți, pe două camere, deci pentru că noi am luat două camere, pentru că nu aveau cameră triplă, pe două camere, deci una dublă și una single, trei nopți, mă gândesc acum la toată factura și mic dejun și așa mai departe, s-a ajuns undeva pe la 800 de euro, dar rețineți că era vorba de două camere, nu de una. Iar camerele au fost cât se poate de confortabile, o să vedeți de fapt în imaginele care o să urmeze, minimaliste, foarte practice, cu tot ce trebuie. Uite, un detaliu, de exemplu, în baie, întotdeauna în băile din hoteluri am o problemă că niciodată n-am unde să pun lucruri. Există un răftuleț atâtica și la baie un răftuleț atâtica. E, acum, frate, era spațiu să poți să-ți lași, inclusiv un fel de etajer așa din lemn, foarte simplu, practic doar un cadru cu trei rafturi unde puteai să-ți pui liniștită și sac cu haine murdare jos, de exemplu, și ce mai aveai pe acolo, farduri, nu știu, săpun, paste de dinți, periuțe, așa, nu să stai cu toate acolo înghesuite. Asta nu am suportat eu niciodată la hoteluri, că spațiile astea din băi sunt în general foarte gândite așa de parcă intră o singură persoană acolo, n-ai unde să agăți toate alea și așa. Bine, nu vorbesc de hotelurile de 5 stele, nu știu ce, de super lux, pentru că nu sunt accesibile. Vorbesc de hoteluri undeva la 2-3 stele, unde merg de obicei când plec în afara țării. Bun, și asta, ca să spun așa printre altele, în Paris dacă mergi, ideea este să nu stai prea mult în cameră, ideea este să te plimbi cât mai mult, să descoperi în fiecare zi ceva și practic în toate marile orașe europene, asta este ideea, nu să stai în camere, pentru că mai auzeam, de exemplu, diverse persoane că s-au plâns că sunt camerele prea mici la hotelurile din Milano, din... Păi, lumea merge la hotel să doarmă, să se spele și să plece, adică nu e ca și cum te duci să stai în cameră. Ce să faci în cameră? Nu, te duci și te plimbi. Parisul este atât de ofertant, este practic un muzeu în sine, acest oraș, încât la fiecare colț de stradă mai găsești ceva, mai găsești o librărie, un magazin de artă, o florărie, o brutărie, o farmacie, un magazin de cosmetice, un ce vrei tu, o clădire pe care mai vezi o plăcuță, aici a stat arhitectul nu știu care, aici a locuit pictorul cu tare între ani și ani, aici a stat scriitorul cu tare, adică este peste tot, există ceva, așa că este păcat să duci la Paris să stai în hotel, adică să cauți o cameră care să te țină mai mult cu fundul în pat și nu știu ce să face, să vă jucați pe calculator în cameră, have no idea. Da. Deci cam asta a fost pentru mine, a fost așa un prag din foarte multe puncte de vedere, pentru că ultimii ani, să zicem, au fost grei din mai multe privințe. Voi vă aduceți aminte, v-am povestit și despre depresia mea, v-am povestit și despre perioada asta de tranziție, când mi-am făcut afacerea mea și este totuși un pic de efort și este un pic de risc. După aia, nu știu, preocuparea mea față de copil, nu știu, nu, eu așa am fost întotdeauna ca mamă, să zic,
Era să zic că nu a fost pentru prima dată mamă, da, și o să vă explic și imediat de ce. Întotdeauna am fost obișnuită să am grijă de verișorii mai mici, de fratele meu m-am ocupat foarte mult, așa că am avut întotdeauna chestia asta de a mă dedica acestui capitol. Și atunci, în momentul când a apărut și copilul în viața mea, eu chiar m-am implicat. În momentul când a început școala, au fost niște provocări, au fost niște momente când a trebuit să stau, să fac lecțiile cu el și mai departe, să mă preocup, să-i povestesc. Nu știu, eu sunt poate mai de modă veche, adică am mai auzit părinți care le pun copiilor o lecție online sau un clip sau ce, uite, ia de aici învață. Nu știu, eu mi-am dorit să dedic timp copilului meu. Și asta, știi, adică apar tot felul de activități care la un moment dat te opresc, să zicem, din lucrurile pe care le faci strict pentru tine. Dar este fix ceea ce mi-am dorit să fac. Probabil, sigur, pe mine nu m-ați văzut, eu nu am story-uri de alea și n-am articole de alea și clipuri de alea în care să mă plâng cât de greu e să fii mamă, că nu, asta înseamnă să fii mamă, asta înseamnă să fii părinte, să te preocupi de copilul tău și, practic, cel mai mare lucru pe care îl dai copilului tău este timpul petrecut cu el, timpul real. Leșin când aud aia cu timp de calitate. Care timp de calitate? Tot timpul pe care tu îl dedici copilului tău este de calitate și nici nu se pune problema dacă nu este de calitate sau este de calitate. Este timpul tău ca părinte pe care îl oferi copilului. Și apropo de aia, în călătoria asta la Paris, deși inițial mă gândeam să plec doar cu Coco, l-am luat și pe fiul meu, pentru că am considerat că este o lecție de istorie și de civilizație pe viu, pe care e mai mișto să-i o dau așa decât după aia să vin să-i arăt poze și clipuri de acolo. Deși el așa de-a lungul timpului nu e genul de copil care să-și dorească neapărat să călătorească undeva sau așa mai departe. Au mai auzit așa pe la lume, mergem la Paris, am fost la Paris, are colegi care au fost la Euro Disney. Eu, surprinzător, nu am fost tentat absolut de acest loc. Și dorința lui cea mai mare a fost, de fapt, să vadă mumiile de la Muzeul Louvre. Zona aceea de antichități egiptene. Ăla a fost punctul lui de atracție maxim. La fel, să vadă turnul Eiffel. Cam astea au fost interesele lui. Bineînțeles, și să vadă magazinele de jucării care sunt prin Paris, atât cât am putut noi să descoperim în cele 4 zile cât am stat. Da, adică am considerat că pentru el înseamnă mai mult un voiaj de felul acesta decât să fi mers 3 zile la Euro Disney, să luăm un sejur de la, să se dea prin toate alea. Eu am avut discuția asta cu el foarte direct și am spus, doamne, dacă totuși vrei, asta e, o să mergem o zi de, și ca idee să știți că costă 100 de euro intrarea pentru adulți și încă vreo nu știu câte zeci de euro pentru copil. Deci costul este destul de mare, dar a și făcut acest lucru dacă și-ar fi dorit, dar mi-a spus din start că nu, pentru că a văzut o grămadă de clipuri pe YouTube cu Euro Disney și a zis, mami, eu nu mai sunt chestii cu desene animate, ăsta nu mă dă, eu vreau să văd mumiile. El are o treabă cu mumiile și cu zona Egiptului și cu catacombele și cu așa. Deci alea i-au plăcut mult mai mult și adevărul că am stat ore întregi în Louvre în care a filmat, a pozat și a păstrat el acolo amintiri pentru el și asta am făcut și noi. Revenind, uite, la partea cu prietenia și ceea ce simt eu vis-a-vis de toate relațiile astea interumane, eu recunosc că sunt o persoană dificilă, de-aia de-a lungul timpului, adică eu până ziua de astăzi, eu nu sunt genul de persoană care să spun, vai, am cea mai bună prietenă. Da, am o prietenă extrem de bună, este mama Cristianei, cu care de altfel am filmat de câteva ori și pe care, apropo, tot m-ați mai întrebat de Cristiana. Cristiana este acum la liceu, este super ocupată, nu mai stă să filmeze cu mine, o să-și facă ea canalul ei de YouTube dacă o să vrea la un moment dat. Așa, dar eu nu sunt genul de persoană foarte cu multe prietene, cu activități de-astea, cu ieșit la cafele, cu stat la chaturi, cu... Nu este genul meu de personalitate, nu am fost niciodată așa și sunt o persoană care mă leg foarte greu și simt încrederea față de altcineva foarte greu. Trebuie să treacă niște etape, trebuie să simt niște lucruri, iar dacă nu le simt, nu se întâmplă. Iar cu Coco, de când i-am încredințat grija părului meu, așa, am avut, să zic, un click foarte bun, ne-am înțeles extraordinar de bine și așa am rămas în continuare și chiar așa în sufletul meu zic, în sfârșit am și eu o persoană care simt așa, ca un fel de best, cum e aia,
best friend sau something like this, știi? Din punctul meu de vedere, de multe ori m-am considerat așa, poate un pic, să zic, cu acest handicap de a mă atașa de oameni. Deși sunt o persoană sociabilă, sunt o persoană, să zic, zâmbăreață, vorbăreață, adică nu sunt genul ăla care dacă intră undeva într-o cameră să stea țapănă și să nu vorbească cu nimeni. Ca să ajung efectiv la o relație de prietenie cu cineva, ca să ajung la niște confidențe, ca să ajung la niște discuții, trebuie să treacă foarte multe lucruri prin sufletul meu, prin filtrul meu, ca să mă apropii de zona aia de încredere. Și asta zic, e o chestie pe care o am dintotdeauna. Bineînțeles că am dat și eu niște rateuri, mi-am făcut și eu, de exemplu, niște prieteni prin facultate sau prin liceu care numai prietena nu mi-a fost, spre sfârșit, ca să spun așa, s-a demonstrat totul, dar nu, asta este felul meu. Bun, deci vlogmasul din acest an, cred că va fi foarte mult despre emoții, despre lucruri trăite, mici lucruri despre care am să vă povestesc, story time-uri. Nu vă așteptați, ca și în anii trecuți, nu o să fie cu decorațiuni de Crăciun, apropo. Da, sacoșica asta cred că o să rămână un fel de simbol, este modelul de sacoșă care a fost în acest an în galeriile Lafayette. Și apropo, o să vedeți la un moment dat imagini cu bradul de la Lafayette și din punctul ăsta, din galeriile Lafayette, la cupol, este acest brad, este un fel de simbol. În fiecare an, galeriile Lafayette lansează undeva la sfârșitul lui, pe la mijlocul noiembrie sau spre sfârșitul noiembrie, lansează bradul de Crăciun, care este așteptat în toată lumea, pentru că este bradul care dă tonul la ceea ce înseamnă stil de decorațiuni, abordare de vizualuri de Crăciun. Și foarte mulți oameni sunt oameni preocupați de design și asta care călătoresc în special la sfârșitul lunii noiembrie sau la începutul decembrie în Paris, special ca să prindă bradul la început, să-i facă poze, să nu știu ce, și o să vedeți dacă o să aveți ocazia să mergeți în această perioadă la Paris, cum se stă efectiv și se așteaptă acolo, la etajele mai de sus, toată lumea să facă poze cu bradul. Este o chestie, e un simbol foarte special. Știu că atunci când s-a început pandemia și a fost lockdown-ul, erau la un moment dat, eu urmăresc tot felul de profile de Instagram care aduc poze din Paris și povestesc despre mondenitățile astea pariziene și spuneau, Doamne, ce dacă nici brad de Lafayette nu o să avem, ăla cu adevărat va fi un lockdown trist și așa mai departe, dar nu, bradul acesta din galeriile Lafayette a fost așa un simbol chiar și în perioadele foarte grele din istoria omenirii, acel moment de celebrare intensă când parizienii, francezii mergeau și vedeau acest brad și simțeau, știi, că gata, a venit Crăciun. Chiar dacă nu mergeți mai neapărat la galeriile Lafayette să cumpărați ceva, apropo, eu nu mi-am cumpărat nimic de la galeriile Lafayette și a cumpărat fiul meu ceva, niște jucării. Apropo, jucăriile sunt la etajul 5, ca să știți. Deci, ce să zic, la parter e tot ce înseamnă partea de cosmetice, toate brandurile acestea de lux și high-end, tot ce înseamnă accesorii, apoi este modă, toate brandurile acestea fandosite, dar găsiți și o grămadă de branduri mai accesibile, dar nu pentru asta m-am dus. Ceodată m-am dus la Lafayette, cred că de două ori dacă mi-am cumpărat ceva de la Lafayette când erau reduceri, dar chestii minore, gen o curea, un sutien, asta, adică nu, n-am fost niciodată genul preocupată de haine și de modă. Bun, că vă spuneam de decorațiuni, ia ca acolo, până am bradul, l-am podobit pe domnul Tour Eiffel. Apropo, acest Tour Eiffel l-am de la Manuela Manu de la Paris, cu care, apropo, m-am întâlnit acum foarte, foarte scurt. Ideea este că eu nu am anunțat, n-am anunțat pe nimeni, n-am spus nicăieri că mă duc la Paris, nu știu, pentru că nu știam ce se va întâmpla, nu știam cum se va întâmpla cu pandemia, cu toate lucrurile astea. Pe de altă parte, voi știți, dacă m-ați urmărit până acum, dacă sunteți mai nou aici sosiți pe canalul meu, nu sunt genul de persoană care să înceapă, mă pregătesc să plec nu știu unde, cum o fac valiza, ce mi-au la mine, nu prea o să vedeți chestii dintre astea, decât nu știu, poate dacă
O să fiu rodat așa chiar să am timp pentru toate aceste nebunii sau o să consider interesant. Și înainte să ruleze imaginile din Paris, pentru că o să văd, nu știu dacă o să le bag pe toate în acest clip sau dacă o să împart în două, vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat, pentru că asta este tradiția pe YouTube, frate, te-ai dus undeva, trebuie să arăt ce ai cumpărat. Și prima dată trebuie să vă arăt cumpărăturile de la Guerlain, pentru că bineînțeles că am fost la boutique Guerlain pe Champs-Élysées, mais bien sûr, unde putea tatucul să se ducă dacă nu acolo. Aceasta este sacoșica pe care am primit-o de acolo, să știți că era și cu o husă deasupra, de plastic, nu știu cu ea, așa cu ea, fine. Pentru că, na, Parisul este ca și Londra, destul de ploios și atunci, ca să nu ți se ude sacoșica cât te plimbi pe Champs-Élysées, cei de la Guerlain îți pun și o mică chestie de plastic pe deasupra care are găuri legate, pregătite să poți să tragi, da? E cu o funduță, e o punguță destul de drăguță. Țin nevoia să beau puțină apă, m-am... Da. Și hai să vă arăt ce mi-am cumpărat. O să fac acest unboxing în fața voastră. Foarte drăguță și fundița. Ce să vă zic, am mirosit Shalimar, noul Shalimar Vanilla Milesime. Milesim? Nu știu dacă... Milesim? Cred că e Milesim. Despre care... I-am și spus vânzătoare, apropo, vânzătoare, atât de frumoasă, ca o păpușă era. Cu niște ochi mari, albași, trivers, machiat atât de frumos, cu un ten impecabil. I-am spus că, până la urmă, Shalimar Oda la Vanisiu, la Rud de Mexic, mi se pare mult mai mult așa o reinterpretare foarte frumoasă a Shalimarului cu multă vanilie. Acesta mi s-a părut destul de... Vă dați seama, nu e rău, dar nu e ceea ce m-am așteptat. Mă așteptam un pic la altceva, în fine, da, aici este niște cutie de asta frumoase, așa arată lemuiet, de fapt, na, blotere, cum se zic, pe care miroși parfumurile în Guerlain și pe aia pot să le păstrez, așa nu știu ce a fost, da? Da, am stat mult să mă gândesc dacă să-mi iau eau de cașmir. Eau de cașmir vreau să-mi iau pentru că am eau de lingerie, dar nu m-am putut hotărâ și atunci, în final, vreau să vă spun că parfumul mi-a fost ales de copilul meu. Așa ți se dă bonul de cumpărături într-o cartolină de genul ăsta. Da, totul este foarte gândit la detaliu. Iar eu mi-am cumpărat așa, mi-am luat Aqua Allegoria Flora Salvagia. Pe parfumul acesta l-am mirosit și fiul meu și a zis, mami, ăsta este foarte frumos, plus că a zis că seamănă cu toate sticluțele alea aurii cu albinuțe pe care le ai tu, ia-ți dintre asta. Bine, am ascultat. Hai să vă arăt și cum arată, pentru că nu o să-l țin închis aici 100 de ani. Și ăsta, practic, este cadoul meu de Crăciun. Da. Așa arată. Nuanță ușor spre bleu. Într-adevăr. Miroase extraordinar de bine. Bine. Mi se pare că are și o notă de liliac, dar haideți să vă zic aici ce scrie pe el. Aqua Allegoria, o odă la natură creată de Guerlain, vir volte dans les fleurs sauvages, sentir le cœur palpitant d'une nature à l'état pur, flori sălbatice, să simți inima care bate a unei inimi a inimii a naturii într-o stare pură. Flora salvagia, l'esprit d'un buchet floral sauvaj, sur un nuage de mus blanc, adică un buchet floral sălbatic, oarecum de flori de câmp, cum ar veni, pe un nuaj, un nor de mosc alb. Și așa este. Flori sălbatice. Bine a fost gândit așa ca idee. Și mi-am mai luat... pentru că, deși am zis că nu mi-l mai cumpăr, eu am terminat deja Skin Defense, este crema cu SPF 50 din gama Bay Royal, dar mi-a plăcut atât de mult, până la urmă am zis, măi, dacă tot o folosesc, hai să o cumpăr. Ei, pentru toate cumpărăturile astea care au fost vreo 100 și ceva de euro, să vă spun acum, deci... Parfumul a fost 100 de euro și Bay Royal a fost 65 de euro, crema de față, deci 165 de euro. Cadoul a fost acest pouch de catifea în care am 3 miniaturi.
3 miniaturi tot din Abbey Royal. Asta o să vi le arăt imediat. O Night Cream, Advanced Youth Watery Oil și cremă de ol. Am să fiind foarte, foarte cinstită și deschisă cu voi, mie mi s-au părut zgârciți. Mai ales că am observat că suntem turiști, că nu suntem genul care să venim toată ziua și așa, mi s-a părut cam... Adică GVP-ul mi s-a părut destul de... Adică asta a fost GVP-ul pentru că am cumpărat skincare, dar mă așteptam că după ce m-a văzut că am mirositatea parfumuri, măcar o mostă de parfum să-mi fi pus să mă fi întrebat cam ce mostă de parfum să vă las. Nu. Din punctul ăsta de vedere, ajung din nou să recomand tot Haute Parfumerie Place Vendôme. Adică acum ok, mi-am făcut damblaua că m-am dus și am cumpărat de la, direct de la Guerlain, dar deja o să-mi iau până la urmă Eau de Cachemire, dar o să o iau de la o să o iau de la Steven, de la Haute Parfumerie Place Vendôme. Da, aici nu știu, mi s-a părut și să știți că numai la mine, m-am uitat și la celelalte persoane care cumpărau. Suntem în noiembrie, luna cadourilor, magazinul festiv, nu știu, mă așteptam să fiu un pic mai darnici la capitolul mostre sau GVP-uri. Adică GVP-ul mi s-a părut destul de subțirel. Păi același GVP l-am luat anul acesta din Grecia, adică un GVP similar, dar ba, chiar mai bunicel, că a fost și cu o mostră de parfum din Grecia, de la Hondo Center. I mean, știi, până la urmă, știi care e diferența? Te duci la celebrul butic Guerlain de pe Champs-Élysées. Nu e vorba de, că o să spuneți acum, da, bine că toată lumea așteaptă numai cadouri și așa, păi nu știu, dar te aștepți când te duci în acel loc festiv, în Casa Guerlain, practic, în renumitul magazin, care este împodobit de sărbătoare, nu știu, s-am așteptat măcar ambalajul să aibă ceva, mă așteptam sacoșa să fie parfumată, să fie o floricică, o albinuță, un chelcășor, știi? Adică să simt că mi-am cumpărat un cadou de Crăciun de la Guerlain. Chiar mă așteptam poate să-mi fie puse într-o cutie, ambalate frumos, nu știu, ăsta a fost feeling-ul meu. Și ambalarea mi s-a părut, până la urmă, e o sacoșă cu o hârtie deasupra și cu o fundiță. Comparat cu felul în care sunt ambalate și pregătite produsele atunci când le trimite Steven de la Haute Parfumerie Place Vendôme, este un gros diferență. Adică Steven le ambalează de fiecare dată, de parcă de fiecare dată Crăciunul, știi? Indiferent în ce perioadă am. Da, overall, o experiență foarte frumoasă. Magazinul este absolut superb. O să vedeți imagini un pic mai încolo, după ce termin eu vorbăraia. Apoi, am ajuns și la magazin Parfum de Nicolai. O să vedeți, va fi un clip dedicat cu doamna Patricia de Nicolai, parfumier al casei de Nicolai, descendenta familiei Guerlain, un om despre care nu încep să mă stârnesc să spun acum că nu mai termin astăzi, un om cu totul și cu totul deosebit, în sensul bun. Tot ce pot să spun este că ora petrecută cu Patricia de Nicolai pentru mine a fost un fel de lecție de viață din toate punctele de vedere. Exact cum a scris și în articol, n-am venit mai deșteaptă sau mai bai de mine, tare pricepută acum că am intrat în atelierul de parfumier și vai cât am văzut acolo și ce deșteaptă m-am făcut peste noapte, nu în niciun caz. Discuția cu un asemenea om, cum este Patricia, un om foarte detașat, culmea, de lucrurile astea mercantile, deși ea până la urmă este fondatoarea unei case de parfum care comercializează parfumuri pe suprafața întregului glob. E un om care se emoționează și care se preocupă în mod real de educare, de autoeducare, de artă, de familie. Poate să treacă foarte ușor în conversație de la un subiect la altul, să-ți vorbească despre un tablou de al lui Corot, după care să treacă la faptul că cum a reușit ea cu 4 copii să devină, să fie parfumier independent. Să vorbească despre superba relație pe care a avut-o cu soțul ei. Practic, asta mi-a plăcut foarte mult, că a susținut ideea asta de normalitate, de iubire, de armonie, de tot ceea ce vreți voi și, practic, din toate lucrurile astea, ea este omul care este astăzi și are forța să meargă mai departe. Nu este un om care se cramponează, care are 60 și ceva de ani, că este văduvă de 2 ani, nu se blochează lucrurile astea, deși suferă, deși
își vede limitele și este un om cu un simț al realității foarte avansat, dar este un om extrem de echilibrat, un om cu nivel de educație. Nu știu, sunt oameni de genul ăsta pe care trebuie să ne hrănim așa de la ei, că trebuie să ai ocazia să-i întâlnești și să vorbești cu ei și să te lași copleșit de modelul lor de viață. Cu adevărat, înțeles, fără a copia, că nu să facem tot ceea ce a făcut Patriza de Nicolae sau alții, dar să iei de acolo și să te bucuri că există oameni de genul ăsta și să te preocupi de lucrurile astea, nu de alte bălării care există în jurul nostru. Și am să vă arăt ce mi-am cumpărat de la Parfum de Nicolae. Bine, aici este un cadou pentru cineva pe care nu pot să vi-l arăt. Așa, mi-am luat în primul rând parfumul Ambră Cașmir, l-am lăsat în ambalajul ăsta, deși m-am dat cu el de câteva ori. Este un parfum care e un fel de parfum tribut către Shalimar, dacă nu mă înșel, sau către Samsara. Deși mie mi se pare că este un parfum foarte, să spun, de sine stătător, că n-are nicio treabă cu nimeni. Notele de vârf, piper negru, mandarină, citron, note de cœur, iris, violetă, clou de giroflă, nu știu ce este, note de fond, vanil, labdanum, benjoin, feftonca, patchouli, santal, musc, ambră. Da. Este într-adevăr, cum scrie acolo, ca o mângâiere de cașmir pe piele. Este un parfum foarte feminin, o ambră foarte, foarte liniștită, foarte caldă. Mi-a plăcut de când am mirosit la Niche Parfumerie. Apropo, în România puteți să cumpărați aceste parfumuri. Se găsesc la nicheparfumerie.ro. Bun. Și mi-am mai luat acest Discovery set unde am mostre mai multe. Ca să mă mai pot... Așa. De ce nu pot să-l deschid? Poc. Ops. Așa. Aici sunt mai multe mostre din tot ceea ce înseamnă parfumuri Parfum de Nicolae. Sunt 12 eșantioane. Da? Așa arată. Pe care o să le pot savura în liniște de-a lungul timpului. Ei au fost foarte drăguți și mi-au și oferit o parte din ceea ce am cumpărat. Mi-au oferit cadou pentru faptul că na, am făcut efortul până acolo și să ajung până acolo să țin interviul, deși m-am și amuzat că le-am și spus, chiar îmi doresc să pot susține din banii mei un brand pe cum este Patricia și că aveam bugetul deoparte dedicat pentru acest lucru. Și aici am Collection Intense, un set, uitați cât de frumos este ambalat, că mi-e și milă să-l desfac, dar o să-l desfac acum acasă, vi-l arăt. Chiar trebuie să-l desfac de aici. Ia să vedem, poate pot să păstrez, dar nu, n-am, trebuie să desfac fundița. Hai să vedem. Dar nu, știți ce am să fac? Vă desfac în următorul clip, pentru că vreau să-i fac și o poză, așa, vreau să fac o poză la tot ce am. Nu vă supărați pe mine. Aici am ca idee, am patchouli intense, New York intense și musc intense. Le-am aici. Așa. Și nu știu dacă mai am ceva, dar la cumpărături, atunci când, ca idee, când mergeți la Parfum de Nicolae și luați un parfum în format mare, primiți un travel size. Eu am primit de data asta un Amber Oud și am rămas foarte surprinsă cât de bine se poate combina ambra cu udul. Extraordinar de bine. Așa, și mai am o grămadă de șantioane, dar tot așa o să fac o poză mare și am să o pun pe Instagram ca toată lumea să se bucure să vadă minunățile de la Parfum de Nicolae. Nu puteam să merg fără să-mi iau cărți. Aș fi vrut să iau mult mai multe, vă spun sincer, numai că financiar nu mi-am permis să-mi cumpăr acum toate cărțile pe care mi le-am dorit. Mi-am luat doar pe acestea patru. Este cartea L'écrivain de dehors, Jean-Claude Elena. Este parfumierul care a făcut multe creații pentru casa Hermès și nu numai. Și apropo, am observat că doamna Patricia de Nicolae are o apreciere deosebită pentru Jean-Claude Elena și pentru Edmond Rutitzka, doi parfumieri.
nu să, eu nu am cum să le găsesc epitet la oamenii ăștia. Se spune așa că Dumnezeu trimite din când în când pe pământ niște genii ca să ne arate până la ce nivel poate să ajungă omul și să ne dea speranța că putem să fim mai buni. Ei, Jean-Claude Elena este unul dintre aceia. Cum este și Edmond Rudnitska, și cum a fost Edmond Rudnitska și cum este doamna Patricia de Nicolae. Adică sunt oameni trimiși pe sunt convinsă că sunt trimiși pe pământ, sunt reîncarnări sau sunt niște concentrări a unor spirite atât de frumoase din care noi trebuie să învățăm ceva. Da? De-aia eu nu pot să înțeleg că astăzi, în 2021, femeile în continuare au modele precum Kim Kardashian sau, nu știu, ce alte personaje care mai sunt. Când tu ai în jurul tău oameni de genul ăsta. Nu spun că trebuie să ne uităm toți la parfumieri, dar uitați-vă la o grămadă de alți oameni deosebiți. Uite, dacă vrei în cinematografie, ok, nu te uita la, cum zice lumea, la Băbăciune, dar uite-te la Juliette Binoche, uite, nu știu, adică n-am să înțeleg niciodată, da? În fine. Apoi este Guerlain, le roman de Guerlain scris de Elisabeth de Feydeau. Elisabeth de Feydeau este istoric ziarist din ce știu eu, da, este ecrivan, este orient, da, și este specialistă în parfumuri. Adică ea s-a specializat pe zona aceasta a parfumurilor odată. După aia mi-a mai luat Proust în Amour de Soi și La Clo Liaison Dangereuse. Aș fi vrut să-mi iau mult mai multe, vă spun sincer că mă oprisem în FNAC și eram așa, deja se făcuse. După aia am zis, băi, stai puțin că mai am și alte priorități în viața asta și pe de altă parte nu vreau să-mi încarc nici foarte mult trollerul, că dacă depășeam greutatea, dar n-am depășit-o, trebuia să am maxim 22-23 de kg și în final au 16 kg, deci a fost tot în regulă. Astea au fost cărțile pe care mi-am cumpărat, de data asta nu mi-am luat nicio revistă. Aș fi vrut să-mi iau, de exemplu, revista Vogue de Franța, dar pică pertă, era aia care cântă Puki, Ana, Nia, Nakamura, nu știu ce. N-am nimic cu ea și eu ascult melodiile ei, așa. Adică sunt antrenante, așa, când vrei să... Da, pe Vogue, pe coperta de Vogue, să pui that kind of person, nu știu, nu mi s-a părut interesant. Bun, am început vlogmasul. Sper să vă placă, l-aveți, sper să mă țin de el, să-l aveți așa, dacă nu, n-am cum să-l fac în fiecare zi, măcar la 2-3 zile. Ca de obicei, lăsați-mi aici comentarii, impresii, fiți activ și reactiv, nu mă deranjează, după cum știți, niciun fel de abordare, atât timp cât este făcută coerent și cu termeni de bun simț și susținuți. Da, cei care vreți să vedeți genul acela de vlogmasuri foarte festive și foarte decorate, nu este, aici nu va fi vorba despre asta. Vă spun, ca să știți, să nu vă supărați, dar la mine o să vedeți cu sacoșe de decorațiuni, cu globuri, cu bradă, nu știu care, cu d-astea, valuri, peste valuri, de beculețe, de reni, de... Nu sunt genul. Am vrut să văd un brad frumos, m-am dus și l-am văzut la Lafayette. Da? Adică, really, ce sens are să-ți supraîncarci casa de tot felul de lucruri? Asta a fost întotdeauna părerea mea, deși îmi place ideea de Crăciun, îmi place atmosfera de Crăciun, dar lucrurile trebuie să fie acolo unde trebuie să fie ele făcute. Să-ți încarci un apartament în care practic trăiești, muncești cu tot felul de brizuri doar ca să ai ce să pui înainte și pe aia ce să cureți o săptămână după, știi? Nu vă sensul. Dar dacă pe cineva încântă chestia asta, de ce nu? Ca să merg așa cu partea festivă până la capăt, vreau să vă mai arăt doar câteva chestii pe care le-am primit, așa ca poate idei de cadouri sau, nu știu, sugestii de a vă cumpăra pentru voi lucruri care să vă aduc așa Crăciunul pe partea asta materială. Yves Rocher are niște cadouțe foarte drăguțe, Gourmet Blackberry, ăsta este exemplu un set cu 4 produse, și ăsta este set cu Vanille Garden, gel de duș și
asta cum se cheamă, apă de toaletă. Deci sunt niște variante de cadouri de la Yves Rocher pe care încă le mai puteți cumpăra în perioada asta. O să vă las oricum link în descriere. Așa, și vreau să vă mai arăt un press kit primit chiar înainte să plec în concediu. Da, despre asta e vorba. Este un press kit așa țăpănos, să zicem, o cutioaie de la Sios și o să vedem imediat despre ce este vorba. Ia să vedem. Hop. Da, sunt niște produse. Să vedem ce sunt. Îngrijire intensivă, preșamponare. Ah, sunt îngrijire intensivă pentru un păr puternic. 5 caracteristici care fac diferența, 500 de mililitri, utilizare 4-in-1, de 5 ori mai mulți aminoacizi, formulă concentrată, ingrediente naturale asiatice. Din ce am înțeles, sunt produse gândite cu mai multe, să zicem, acțiuni. Adică poți să le folosești și pre-șampu, și mască, și balsam, dar și overnight. Da, și sunt așa niște borcănoi. Nu știu de ce, dacă le-am văzut, m-a dus cu gândul la acele borcane cu suplimente alimentare pentru sportivi. Ia să vedem. Uite așa. Da, și op. Ăsta este Moisture Boost, adică cu efect de hidratare. Coco, avem cu ce să ne jucăm. Cred că ți le aduc și ție să le încercăm. Așa, data viitoare când vin la vopsit. Repair Boost este pentru Stress and Damage Hair, Anti-Breakage and Repair. Da. Și ăsta este, cred că, pentru păr colorat. În general știu că cele cu roșu sunt... Da. Sunt curioasă să pun... Este binișor ăsta a fructe. E o textură destul de groasă. Deci le puteți folosi pre-șampu, adică înainte de a aplica șamponul. Puteți să le folosiți ca și balsam de păr, ca mască și ca tratament overnight. Deci sunt niște produse multifuncționale, mi se par foarte mișto pe idei și mai am aici ceva. Da. Asta cred că e un fel de băsmăluță să-ți pui în cap pentru tratamentul overnight. Adică dacă vrei să dormi... Stai că nu înțeleg care e șmecheria aici. Bănuiesc eu. Dacă vrei să dormi noapte, să dormi noaptea sau când dormi tu, fiecare când doar. Da, foarte interesant. Îți pui chestia asta probabil peste păr. Da. Pui peste păr. Ia să vedem cum arată. Da. Eu cam dată arăt așa foarte... Că sunt ca un moș Crăciun cu tichie neagră. Da, și te dai cu chestia... Deci te dai cu una din măștile. Astea îți pui tichiuța aia peste cap și... Aia e. Iar pentru că. Da, deci Concentrated Care for Strong Hair. Ăsta este mesajul din partea celor de la Sios. Ce mi-a plăcut întotdeauna la Sios este că sunt foarte inovativi, au foarte multe produse și eu am încercat de-a lungul timpului tot felul de chestii de pe la ei. Aveau și un spray anti-efect yellow și șampon de nu știu care, adică mi se pare că au fost destul de inovativ. Dar să revin la ce, așa, un fel de surpriza momentului, am promis că acel calendar de advent de la Yves Rocher o să-l desfac de fiecare dată, o să desfac câte puțin ca să vă arăt ceva. Am pus eu niște stories la un moment dat și am zis că nu vi-l arăt aici tot, pentru că o să vi-l arăt în Vlogmas. Asta este frumusețea de advent calendar. Ia să desfacem. Așa arată. Uitați cât de frumos e. Și hai că o să luăm unul. O să luăm unul. O să vedem ce avem în unul. Pam, pam. Cu mușețel organic pentru a calma pielea în 20 de minute. Este o mască spumă calmantă. Deci asta avem prima dată în... o mască facială. Hai să deschidem și doi, că nu cred eu că să filmez, să pun ceva și pe doi și să trișăm așa un pic, că îl desfacem și pe doi. Ia să vedem dacă voi îl vedeți? Pe undeva pe doi? 1, 12. Uite-l, gata. Este, ce zice aici, un brillance naturel pour les cheveux, adică o strălucire naturală pentru păr. Este un șampon, nu? Cheveux ternes,
Vinegră. Vinegră de rensaj. Da, nu știu dacă știți, dar franțuzoicele au acest obicei de a-și clăti părul cu apă, cu puțin oțet și mi-aduc aminte că și eu când eram mică, maica mea făcea așa și mătușile mele. Deci, astea sunt primele două produse. Iar acum o să vă las cu imagini din Paris. Așa cum v-am spus, nu o să le pun pe toate în primul vlogmas, pentru că cred că am filmat totuși destul de mult. Am filmat și cu aparatul, dar am filmat și cu Motorola. Apropo, sunt foarte mulțumită de Motorola Edge 20 Lite. Eu am fost fană Motorola și am avut telefoane Motorola când a apărut telefonia mobilă în România. Am avut vreo 3 telefoane, 3-4 telefoane Motorola. După aia, prin prisma faptului că aveam tot timpul telefonul de serviciu, iar companiile unde lucrau nu aveau telefoane Motorola de obicei în portofoliu, ne dădeau alte mărci, Nokia, LG, mi-aduc aminte, depinde cu cine aveau contract. Și am, la un moment dat, nu mi-am mai luat eu și telefon personal, pentru că mi-era mult prea greu să stau cu două telefoane în mână. Dar recent am avut o campanie cu ei, cu ocazia asta am redescoperit telefoanele Motorola și de ăsta, de Motorola Edge 20 Lite, chiar m-am amorezat la propriu. Îmi place foarte mult cum face și pozele, îmi place foarte mult și cum filmează. De multe ori mi se pare că filmează chiar mai bine decât aparatul meu Canon. Bun! Reclamații și sugestii și continuăm vlogmasul. Dimineața sau bonjour, direct de la Paris. Până la urmă, să zicem că am făcut-o și pe asta. Nu, n-am venit pentru shopping. O să vedeți pe parcursul vlogului pentru ce am venit în special. Și na, vă mai arăt cadre, vă mai arăt lucruri frumoase de pe aici. Dar Parisul, dacă nu-l vezi, așa doar din clipuri, ciuciu. Cel mai puteți să vă uitați, sunt o grămadă de clipuri pe YouTube, Walk to Paris. Și alea vă sunt mult mai de ajutor decât acum să fac eu așa combinat. Adică acolo vedeți oameni care se plimbă prin Paris, merg efectiv cu camera pe cap sau așa, kilometri întregi și vezi o grămadă. Cam asta. Thank you.
Thank you.